Dragi telespectatori, bine v-am regăsit aici la Ferestre către Suflet, o emisiune de suflet și pentru suflet, realizată pentru dumneavoastră de TLM în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Pentru ediția de astăzi vă propunem o temă interesantă, spunem noi, în care vă propunem să urmăriți un film realizat de regizorul ieșean Andrei Negoiță. Se numește Scrum, acest film. Are 25 de minute și se va desfășura pe durata întregii emisiuni. Filmul face parte dintr-un proiect mai amplu, cu același titlu, prin care se dorește sprijinirea activității părintelui Nicolae Tănase de la Valea Plopului. În acest film veți recunoaște mai multe personalități care au dorit să se alăture acestui proiect, dorind astfel să sprijine miracolul de la Valea Plopului și Valea Screzii, despre care și noi aici la Ferestre către Suflet, într-una din edițiile anterioare, am vorbit. Însă detalii despre acest proiect puteți găsi pe site-ul scrumfilmul.ro. De aici, din studioul emisiunii Ferestre către Suflet, vă doresc vizionare plăcută și până data viitoare să auzim numai cu bine. Bucurie vă doresc! Doamne ajută! Obiceiul să arunce, să renunțe, să dea ceea ce nu mai încape în dulapurile, casele și gospodăriile lor. Alții aruncă afară și din sufletele, trupurile și viețile lor. Aruncă pe cei de care nu mai au nevoie, pe care nu mai vor, neveste, copii, bunici. Și alții primesc toate cele date deoparte, ca pe un dar, ca pe o misiune de preț, ca pe o binecuvântare. Valea Screzii este locul care îi primește pe cei goniți, lăsați, uitați, care îi mângâie, le vindecă disperarea, le șterge lacrimile, le potolește foamea, le acoperă goliciunea, îi ia pas cu pas, îi învață, îi apără. Valea Screzii este a celor ce nu pot decide singuri, a celor pe care nu-i vede și nu-i întreabă nimeni, a celor care nu știu nici cine sunt și nici încotro să o apuce. Prunci, mame, fete, bătrâni, loviți profund de această respingere, la trup, la minte și mai ales la suflet. Poate din pricina dealurilor verzi sau a pădurii, sau poate pentru că e străjuit de îngeri, sau pentru că Duhul Părintelui se simte puternic, locul acesta are răbdare cu omul micuț, încercat, și îi croiește un nou drum. Mă numesc George Ogăraru, sunt antrenor la Ajax Amsterdam, am fost jucător la Steaua București, în echipa națională de fotbal a României. Am ajuns aici în 2007 prima dată. Am ajuns
imediat după ce am prins acest transfer în străinătate la Ajax. Dumnezeu m-a ajutat să ajung acolo, pe un contract foarte bun, pe multe milioane de euro. Practic mi se schimbase viața, am simțit așa nevoia să dau ceva înapoi pentru ceea ce primisem și am vorbit cu soția. Am vrut să înfiem doi copii. Ne-am sunat duhovnicul în București, iar el ne-a povestit despre acest loc. Ne-a povestit despre Părintele Tănase și am decis să facem acest pas. L-am sunat pe Părintele Tănase, am spus: părinte, uitați, sunt fotbalist, sunt în Olanda, știu că dumneavoastră aveți aici mulți copii orfani, am vrea și noi un băiețel de 5 ani și o fetiță de 2 ani să înfiem. Nu știam nimic despre acest lucru. Credeam că e ca la magazin, te duci și ei ce-ți dorești. Un copil cu părul mai lung, o fetiță cu părul mai bogat. Părintele n-a râs de mine, deși bineînțeles că el știa situația asta și a zis: domnul specialist în fotbal, noi nu ne ocupăm cu un fier de copii. Ajuns aici am întâlnit altceva. Am întâlnit niște copii care erau într-un mediu natural, pe ăsta îl cunoșteau. Erau bine împreună, trăiau așa ca frații. Am fost așa puțin șocat să văd că se poate trăi într-un loc fără părinți, ca într-o familie. M-a buvnit plânsul. M-a buvnit plânsul pentru că am cunoscut un alt fel de om. Am cunoscut un om care prin iubirea lui așa, care o emană în jur, cred că mi-a topit inima. Am cunoscut un om care își luase asupra lui problemele altora. Și asta cred că pe mine m-a topit. Acești copii care, deși pe gură nu strigă ajutor, așa în sufletul lor e un strigăt care mie mi-a... pe mine m-a surzit așa. De-a lungul timpului ne-am străduit să ajutăm și am adunat tot felul de oameni. Dar așa, în concluzie, eu cred că pe mine și pe familia mea mai mult ne-a ajutat părintele și experiența asta decât am ajutat noi pe părintele. Pentru că ceea ce ne-a învățat el, nu puteam să învățăm în altă parte. Normalitatea e câteodată așa. Ne dă Dumnezeu șansa să mișcăm ceva, să participăm și noi, într-un fel. Să punem și noi așa umărul la ceea ce face părintele. Prima întâlnire a fost aici, în Valea Screzii. Eu veneam dintr-o postură de fotbalist și de pe o scenă, așa, și după ce am cunoscut toată istoria și plângeam, m-a luat așa de umeri și m-a îmbărbătat. Deci eu veneam de pe scenă și am fost cel îmbărbătat, pentru că în fața lui, în contactul cu el, m-am simțit așa un purice și neînsemnat și ignorant și m-a luat de umeri și mi-a zis: curaj, că cu ajutorul Dumnezeu le reușim pe toate, le facem pe toate. Pe când aveam 21 de ani, am venit într-o parohie cu oameni foarte buni, fără de biserică, și timp de 10 ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am ocupat și de sufletele lor și de biserica lor, inexistentă în 1979, când am venit preot la Valea Plopului și în satul Valea Screzii. 10 ani de zile sub Ceaușescu au fost de o anumită factură ca direcția pastorației și a rânduit Dumnezeu ca din 1989 încoace să mă ocup de ameliorarea și asanarea celui mai mare dezastru care bântuie în poporul nostru, și anume moartea, pieirea românilor prin sinucidere. Sinucidere pe care au camuflat-o, inclusiv în crematoriu uman, omorându-se ceea ce este mai proaspăt și mai bun, calitativ și cu perspective fără egal ca explicație, întrucât de 300 de ani, de mai bine de 300 de ani încoace, acest aspect din vremea lui Brâncoveanu nu s-a repetat. Pentru mine și pentru oamenii de bine din România înseamnă
toate acestea o încercare cu foarte puține reușite, dar cu justificare înaintea lui Dumnezeu că s-a încercat și s-a făcut ceva. Alături de un mare poet și senator al României, cu care am început această mișcare, alături de un mare părinte, preot profesor de la Sibiu, de la Facultatea de Teologie din Sibiu, părinte Ilie Moldovan, am încercat să arătăm lumii, în special românilor, că a naște înseamnă, pe de o parte, o datorie și, pe de altă parte, un beneficiu extraordinar la ceea ce se poate aduce, nu numai țării, ci și lumii întregi, pentru că numai un popor poate să păstreze și cultură și tradiție și religie și obiceiuri și frumusețea trăirii întru Dumnezeu și facerea binelui ca un deziderat, pentru că Dumnezeu nu este binele, ci Dumnezeu este Cel care a făcut binele, îndeamnă la bine, El fiind atot binele. Ceea ce se vede acum la Valea Screzii și la Valea Propului nu este meritul meu, ci este meritul tuturor acelor care au înțeles să sprijine o acțiune de salvare a copiilor din canale, din gări, din stradă, din nenorocirea unei vieți neadecvate, și ceea ce urmează să se întâmple este o speranță că de noi nu va mai fi nevoie când România își va reconsidera valorile și tot ceea ce a avut bine de-a lungul istoriei. Dacă mă întrebați despre oamenii care au pus amprentă pe sufletul și pe acțiunile mele, desigur este mama mea și profesorii mei. În primul rând, marele meu profesor, părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, care, acest părinte, a pus amprentă pe sufletul și pe personalitatea mea, atât în seminar cât și în corespondența care am avut-o și care a avut această direcție de salvare a neamului și de evitare a compromisului. Eu sunt o fată care am crescut la orfelinat, la casa de copii, după care am urmat facultatea la Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea Științe Umaniste, specializare educație fizică și sport. Părintele mi-a oferit un loc de muncă, am spus, sigur, voi lucra cu copiii pentru că e domeniul meu și îmi place și nu pot să spun nu. Părintele pentru mine reprezintă un tată. Dumnezeu l-a adus aici, în această tabără, și i-a dat această misiune. Bunul Dumnezeu lucrează prin oameni. E ca un tată, Părintele Tănase. M-am uitat la dumnealui și îl privesc și mă uit că n-am avut un astfel de părinte sau un astfel de tată. Îmi place că e foarte ferm și știe ce vrea, știe cum să pună problema într-o situație. Și asta mă bucură, pentru că atunci ne determină să fim și noi stabili, să gândim cu rațiune și să știm ce vrem. Mi-a dat aripi să zbor, mi-a dat încredere și i-am spus părintele că nu am încredere în mine. De ce? Pentru că nu am încredere, dar tu ești un copil nemaipomenit. Trebuie să vină cineva care să știe cum să pună problema și să spună unde greșim, ca să ne dea timp să gândim și să ne pună pe picioare, să spună, da, Domnule, uite, aveți dreptate.
Aici ai multă libertate, poți să te desfășori, să fii liber, să nu fii ținut, să nu vorbești, adică aici avem rațiune și libertate să putem să vorbim așa de la sine. Suntem 9 frați, am crescut și toți au fost dați la casa de copii, dar pentru mine a fost o experiență frumoasă, centrul de plasament și apoi cei 4 ani aici la Valea Screzii, la Părintele Tănase. Nu oblig copiii să vină la biserică. Au rațiune, au alegere să aleagă între ce este bine și ce este rău. Dacă va trebui să părăsesc Valea Screzii, am să revii. Sunt Andreea Ogăraru, soția lui George Ogăraru și acum 10 ani, pe când locuiam în Olanda, am descoperit un loc care ne-a marcat puternic viețile. Mi-amintesc de primul moment în care l-am văzut pe părintele, a venit în vizită la noi acasă cu George, s-a uitat așa la mine cu ochii blânzi și mi-a cuprins fața cu palmele lui așa cum face de fiecare dată și m-a salutat. Ce mai faci, minune? Asta este probabil unul dintre cuvintele preferate ale părintelui, pentru că în viața lui se întâmplă foarte multe minuni. De fiecare dată când ne revedem, am același sentiment. Este ca un înger pentru noi, care ne-a dat înapoi foarte mult. Noi am ajutat într-un fel, am primit ajutor în alt mod. Nu ne putem imagina cum ar fi fost viața noastră fără Părintele Tănase și fără exemplele pe care le-am găsit aici. Chiar și în educația copiilor noștri a fost deosebit de important contactul cu acest loc. Pentru că am învățat atât de multe lucruri, copiii mei au legat prietenii cu copiii de la Provita și încă păstrează legătura, ceea ce iarăși este un lucru minunat. Există oameni care vorbesc despre Provita la întâlniri prin marile orașe și întotdeauna spun Valea Screzii este o lume, o lume specială. În urmă cu câțiva ani am avut un proiect cu Ajax Foundation legat de copiii de la Valea Screzii și în prezentarea pe care am făcut-o atunci le-am spus un lucru foarte trist și anume că cel mai modern stadion din România și cel mai încăpător este practic prea mic pentru câți copii orfani are România. Și ăsta este un lucru foarte trist. Mă numesc Evdene Cristian, locuiesc la Părintele Tănase Nicolae și mi-a plăcut foarte mult de Părintele Tănase că l-am apreciat foarte bine, în pâinea lui Dumnezeu. Și noi, eu trebuie să-L iubesc foarte mult pe dânsul. Și noi trebuie să-i cântăm la mulți ani de Sfântul Nicolae, că e ziua lui. Că e ziua lui, când sărbează ziua lui de Sfântul Nicolae. Și foarte mult trebuie să o iubesc și pe Doamna Preoteasa lui Părinte Tănase. Ei au fost oameni buni, câmpânia lui Dumnezeu. Cât a ajutat copii, niște oameni bătrâni care a ajutat satul, copiii satul, copiii tabăra copiilor, Valea Screzii, tabăra și Valea Plopului. Și mi-a plăcut foarte mult de Părintele Tănase Nicolae. De toți preoții îmi place cel mai mult, de Părintele Marian, de Părintele Mihăiță și de Părintele Tănăsică îmi place cel mai mult, de Părintele Tănase Nicolae. Când eram la șef de sală în Valea Plopului, puneam masa la musafir, venea și dânsul la masă să mănânce. Mâncam pește când posteam în postul Crăciunului. Se făceau slujbe de Sfântul Grigore Capolitu. Și părintele făcea de Sfântul Grigore Capolitu, se făcea parastas, să mănânci pește cu ciorbă, cu aperitiv la felunte, cu pirău și pireu cu pește să mănânci, cu salamură. Mi-e drag de un pește, aș mânca la pește
și peștele cel mai sănătos decât carne. Și-am dat mâncare la animale, la porci, mai dăm și noi o leacă. Ne drag așa de el cât a alergat, am văzut că soția provita cu copii. E obosit din cauza stres, aleargă, du-te cu mașina. Cheamă niște oameni, instalatori, niște electricieni, niște instalatori, care poate să vină niște zografi. Nu, am văzut așa, mi-a fost o teamă, am pus mâinile pe față. Când am văzut, a luat foc de la instalație electrică, n-a făcut cum trebuia un electrician, echipa lui Mișu. Când am văzut, a ars tot, a explodat termopanel ca în filme, am văzut asta. În anii 90, în România, socialul a fost dezastros. Prea puțină acțiune, prea puțină implicare. Părinte Tănase a fost printre puținii care au predicat și cu vorba, dar și cu fapt. Mai ales cu fapt. N-a putut să rămână indiferent la atâta nevoie, la atâta suferință. I-a ajutat concret pe oamenii ăștia. Femei gravide, tinere în dificultate, copii orfani, copii ai străzii, bătrâni. Toți au găsit aici sprijin, alinare, un adăpost. Au putut să-și continue viața, să se repună pe picioare, mulți dintre ei. Au fost mii de oameni care au trecut pe aici. Și abia în 97 am venit aici și efectiv n-am mai vrut să plec. Am fost mecanic, șofer, educator, traducător, ghid, dactilograf. Am făcut calendare, am sculptat, am trăit foarte mulți ani din pictura de icoane, am pictat biserici, am fost cântăreț bisericesc, încă sunt. Fiecare duminică îl ajutam pe operatorul de la Căminul Cultural să pună rolele în aparat și vedeam filmul de lângă proiector. Se pare că această pasiune nu s-a simțit niciodată în mine. A pâlpăit acolo până când am reușit să o reaprind cumva. Pentru ei, manifestarea artistică înseamnă și o evadare. Înseamnă pășirea într-o lume oarecum fermecată, în care toate problemele se estompează, în care viitorul se arată mult mai luminos, în care capătă mai multă încredere în ei, în puterea lor. Dacă acest film, care se va numi Scrum, va ajunge în inimile voastre, cu siguranță va fi și datorită ajutorului pe care îl veți da voi. E o poveste care merită, în care merită să investești. O poveste care trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni. Povestea pe care am spus-o eu despre acest loc a ajutat un pic, a schimbat un pic. Dar o poveste de genul acesta și filmată așa și prezentată astfel poate să schimbe mult mai mult. Poate să facă din locul acesta un loc de referință și de pelerinaj. Un loc care să ajute multe suflete, să vindece multe suflete. Ce mă bucură foarte mult este că avem această oportunitate extraordinară de a face povestea cunoscută încă și mai mult, de a face un film despre această minunată lume. Prezentarea aceasta sperăm că va ajuta să facem acel lucru și Valea Plopului și Valea Screzii să fie neuitate pentru generațiile următoare în țară, în lume, ca un strigăt și
în același timp ca o realizare, ca o demonstrație că se poate. Aș vrea să joc în film, dar n-am jucat niciodată aici în film. Să se vadă și în America ce face dânsul pe ecran mare, frumos, pus pe perete, așa. Să fie ce o să fie cu copiii noștri când vine să-l îmbrâncișează pe părintele Tănase. Și când îl vede. Și noi trebuie să-l iubim. Printr-un film artistic putem schimba indiferența în implicare. Putem schimba inima. Putem schimba lumea. Altfel, ajungem în lumea lor. În lumea mlaștinilor. Timp ai urmărit acest apel umanitar, în întreaga lume, 2823 de copii au pierdut dreptul la viață. Scrum, un film inspirat din fapte reale.